Poveste de dragoste inedită. Tanti Sofica, în vârstă de 76 de ani, a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a căsătorit cu Miluță, în vârstă de 48 de ani. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere, iar apoi au decis să facă pasul cel mare. Conform Spy News, tanti Sofica a rămas văduvă după moartea soțului ei, însă aceasta nu a stat pe gânduri atunci când l-a întâlnit pe Miluța, la o vecină din sat. Bărbatul este mai tânăr cu aproape 30 de ani, însă acest lucru nu a fost o piedică pentru proaspeții căsătoriți. Cei doi au mărturisit că gurile rele nu s-au oferit să comenteze despre relația lor. Noi suntem împreună de când a murit soțul meu, cam după jumătate de an. La început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu știe. După nu a mai fost cine știe ce tam-tam, ne-au lăsat în pace. Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit naș. Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat și duminică ne-am cununat, a spus Sofica unică. Cei doi au mărturisit că cea mai mare provocare pentru ei a fost să-și găsească naș de cununie, deoarece persoanele apropiate nu s-au înghesuit din cauza vârstei ei. Într-un final, sfătuiți de preotul din sat, aceștia au reușit să găsească părinți spirituali să îi cunune. Cei doi au dat și o petrecere în cinstea relației, cu mâncare, băutură și muzică. Cei doi locuiesc împreună, iar Miluță muncește în străinătate, motiv pentru care este nevoit să mai plece din când în când de acasă, relatează spynews.ro.